PSG un mare fail încă o dată în Champions League. Pochettino doar, nu știu, un angajat al clubului în cel mult. Schimbările alea de la meciul cu Real au fost o glumă. Din punctul meu de vedere, PSG nu e o echipă în momentul de față și s-a văzut și în returul cu Real Madrid. Ai tripleta asta Neymar, Messi, Mbappé și practic doar Mbappé ți-a confirmat, ți a dat și un super gol în acea confruntare, dar Messi și Neymar mai mult au mers pe teren, nici nu au contribuit la partea defensivă. Chiar am văzut o imagine pe Twitter cu toți cu linia mediană și cu fundașii care se apărau și uh, făceau pressing, uh -huh. iar în uh, față au rămas uh, cei trei. Bine, Mbappe a mai venit pe la mijlocul terenului să mă ajute apărarea, dar Messi și cu Neymar pur și simplu s-au plimbat pe teren și am văzut reacția fanilor pe SG în duelul din Liga. Și ce se, ce se va întâmpla din vară cu? PSG și cu tripletul asta, uh, ca să zicem așa. Ba, pe cred că va pleca la Real Madrid și PSG nu va încasa niciun bal pentru că îi să termină contractul. Eu cred că Messi va mai rămâne un sezon pentru că știm, cu, știm bine mondialul să fie în Qatar și vor să fie contracte pe dreptul de imagine. Probabil o să câștige și catarezi ceva bani, iar Neymar, greu de zis în momentul de față dacă ar putea să plece de la PSG și unde ar putea să plece. Vei la stea? <laughs> <laughs> da. Uh, cam asta cu PSG-ul. Betul Show, ediția 44, cu Daniel Samuel, redactor șef Ciclism AZ. O să vorbim despre ciclism. Da, mai există și altceva decât fotbal. Uh, avem, și un, avem și trei free de la Betfair. Spuneți-ne scorul corect la Real Madrid fece Barcelona de duminică la ora 22 și câștigați un free bet de 25 de lei. O să vorbesc cu Daniel astăzi despre, bineînțeles, Liga 1. N-avem cum să omitem niciodată Liga 1. Vorbim de Indian Wells, unde chiar la ora care filmăm noi acest podcast vor juca Simona și Sorana, un meci tare. Hai, Sorana! Hai, Simona! <laughs> ok. Uh, și uh, fotbal european cu derbiurile Lazio, Lazio uh, ASE Roma-Lazio, Real Barça, duelurile tari din Anglia... Campionatul Italiei, unde sunt, până cu faine, și pentru că Daniel e fan Bayern și eu sunt fan Dortmund, o să vorbim puțin și despre Germania, dar foarte puțin. Și, bineînțeles, puțin despre uh, ciclism. Uh, o să spun lui. despre ultimele curse, cele mai importante, care s-au Și desfășt. despre proiectul tău, revista voastră, unde am fost impresionat sau că aveți 10 redactor de pe ciclism. Da, suntem 10 oameni care ne ocupăm de acest proiect, pe Instagram și Facebook. Foarte tare. Bun, să-i dăm drumul la episodul 44. Liga 1, Dinamo a pierdut din nou. Mutu a începe să confirme la Rapid, pare, pare că la nivelul ligii întâi e cât de cât antrenor. Să știi că am fost surprins, plăcut de Adi Mutu. Nu l-am văzut, văzut, ca o soluție viabilă pentru Rapid, pentru acest play-out, dar mă surprinde și victoria asta cu Dinamo cumva e normală, pentru că Dinamo cumva, între ghilimele, profită de crizele financiare de la Academica Clinceni și Gazmetan mediaș, dar probabil că o să meargă la baraj. Probabil mm. un duel cu Miovene acolo să fie destul de strâns. Dar oricum am în două cred că merg la baraj. Sunt da, la da o să fie și pierzătoarea de cu cea din Liga 2. Deci joacă Dinamo cu Mioveni și deci în... nu joacă am la baraj cu echipe de locurile 3-4 din uh, seria 2? A, doua? a da. Ah, păi și, și, uh, da. Ah, și practic retrogradează cele care pierd. Da. a și practic avem uh, ce avem pe acolo? Hermannstadt. Uh, cred că Petrolul o să, să o să vină în Liga 1, probabil și Ucluș și probabil între Herman și Steaua. Dacă Steaua nu are, drept, nu, prea are. Nu, nu, are nu are voie, da. Am auzit și varianta că dacă a fost lăsat în play, Chiașna o... mai degrabă. Chiașna. Uite, Chiașna între Chiașna și Cam, ar mai fi Slobozia pe lângă ele. Slobozia. Slobozia. Cred Cam. că pe Slobozia ar putea bate Dinamo totuși. Cred totuși că Dinamo Poate și pe Herman, dar nu știu. Am mai văzut. De obicei, duelurile astea sunt câștigate de echipa de Liga 1. Mai puțin mi anul trecut, care a schimbat, da. a schimbat care a, puțin. În punctul meu de -a vedere, a produs surpriză. Lulacu va, ar putea să revină în Liga 1 de la Concordia. Marele Lulacu, domnul Pițur, că aveți grijă să nu mai confundați cu Lukaku. Ce fereu, merge ceas în Liga L-am văzut și pe Petrila marcând un gol frumos. Au dar ce gol a dat Ciprian Deac? Nu mai, a, nu mai spunem. O, cred că e cel mai bun jucător Ciprian Deac de la CFR Cluj. Probabil că feroviarii se vor îndrepta către un nou titlu în prima ligă. Nu văd FCSB-ul să îi încurce cumva pe finalul ăsta de campionat. Eu văd că chiar că, să nu fiu profe, dar că o să, nu o să câștige la Argeș etapa asta. Nici cu farul nu mi s-a părut că până la un moment dat nu era clar ce vor să facă. Da, și farul a avut Penalti, clar, din punctul meu de vedere. Și roșu, adică eu am văzut... Mă de fotbal de 20 de ani și n-am... Nu știu că am văzut vreodată să se dea două cartonașe galbene, interval de minute minut, pentru două faulturi, unul de galben și unul care n-a fost de galben. Da, e, mi s-a părut exagerat și cumva puțin profe CSB, dar... Eu fiind, așa să zic, un mic suporter al echipei, mă bucur că au câștigat și că Tavi Popescu confirmă încă o dată că e cel mai bun jucător al echipei. Da, eu, care e transferat la foarte multe cluburi, inclusiv Arsenal. Eu cred că. Nu. nu. Tafi Popescu, cred că ar putea să ajungă într-un campionat ca cel al Belgiei, al Olandei. Titular ori? la o echipă. Titular ca la echipă. Alkmar, să zicem. Da, sau, aș vedea. Dar sau... nu acum, poate într-un ah. în an doi, cam așa. Da, pro, și ce... dat pe o sumă de genul 8-9 milioane de euro. Nu ce spune Gigi Becali cu 50 de milioane și. Da, mai dă cineva 8 milioane după ce au fost jucătorii români nu au prea confirmat pe nicăieri. Care, singurii care mai confirmat au fost Tătărușanu. Uite, m-aș fi așteptat la Valentin Mihaila la Atalanta să joace mai mult, dar că, văd că Gasperi nu prea îl bagă. Din păcate. Bine, și într-o situație în care echipa încearcă să recupereze distanța de 4 da, la. și uh -huh. s-au obișnuit la Champions League dar acum fiind toate patru în față mai bine poziționate și Inter și Milan și Napoli și Juventus Poate sezonul viitor, cu o șansă da. Dacă rămâne, că trebuie să aibă un anumit număr de minute, minute, da, jucate ca să fie cumpărat. Altă echipă interesantă în Liga 1 Botoșaniul. Am văzut o cotă, mă rog, n-am văzut scorul cu, cu Gazul, dar am văzut 1-0-5 și am zis că asta e Liga 1 sau ce, ce e asta? Joacă Barcelona uh, cu... La ce probleme sunt la Gaz, Metan, cred că sau? și cele din Liga 2-a bate fără probleme. Dar cred că mai rămân? Cred că dacă ajung în divizia B să mai, mai continuă? Din păcate, cred că se desfințează echipa. Mie mi-a plăcut media și parcă era o echipă cu un joc ofensiv plăcut. În trecut, mă refer, când au impresionat și au ajuns și în play-off. Când au bătut pe Mainz în Cupa UEFA. Da, exact. Uite ce performanțe au avut. Cu Ilie Poenaru nu era o echipă spectaculoasă, dar reușea să obțină rezultate cu, Mm -hmm. Sau să fie bătută de CFR Cluj cu 1-0, foarte greu. Chiar foarte a luat 1-0 recent, înainte să, plec, să se întâmple exodul la de jucător Da, de când a plecat Poenaro, practic echipa nu mai există. Probabil că între ea și Crincens vedem care o să termine ultima. Oricum, Greu de dar... zis acum. Voluntariu mi s-a părut la Cluj o repriză a rezistat, după care a ajuns pe acel pattern al echipelor de play-off. Noi locul 4-5 ne-am calificat în play-off, dacă nu ne mai interesează, oricum la locul 2 sau 3 nu se pune problema să joace barajul cu echipa de pe locul 7. Știi cum văd voluntariu Pe 5 sau pe 6 la final, să vedem, între ei și fece Argeș, dar parcă Argeș e o echipă puțin mai slabă decât voluntariul în sezonul ăsta. Cred că Universitatea Craiova o să termine pe 3 și FCSB pe 2 și, mă rog, se știe campionul ce fel Cluj. Și Craiova va juca un... De fapt, va fi un turneu de între locuri. Craiova va juca cu um, în play ului pentru conferințe. Care A, se între, dă între, între prima Uta din play-out, da, ori Uta, ori și... Poate rapid. Poate rapid, Salut, Virel. Da. Viorel. <laughs> o și pe Viorel. Uh, da, și FCSB se duce în preliminarii conference, direct, fără să mai joace Preliminarii, asta înseamnă vreo trei tururi, nu? Da, încă din primul tur. Da, și ce Cluj la fel. O să intre din primul tur în Champions League. Da, sunt departe anii în care ajunsesem cu, cu coeficient de locul 12-14 în Europa și am ajuns la vorba lui Hagi cu o să ne face statuie. Dar Sau de la acel la... steau Ajax, că acolo mi se pare ultima mare 2012, 2012. 2012-2013. Da, zilele astea s-a retras un, jucător care amintește de perioada aia, Andrei Cristea, bine, mai de mult în meciul cu Valencia, s-a retras din activitate, a titrat ProSportul, s-a retras Ștefan cel Mare în Copou. Bine, mi s-a puțin exagerat. Da, dar... e puțin exagerat. Dar el rămâne cunoscut pentru dubla aia cu Valencia. Totuși un jucător cum nu prea mai sunt adică, da, în Liga un jucător cu personalitate. Foarte puțin mai sunt. Adică, cine mi-a plăcut, Gabi Hânu de la Vaslui, care acum e expert la televiziune. Poți spui numele, Eurosport, la, Eurosport, da, la Eurosport, la Premier League. Uite Lucian Sânt mărtean. magicianul de la mijloc, cum se spunea, care a putea să aibă o carieră mult mai da. a avut un perspective bune, a plecat la Panathinaikos, la Utrecht, dar pe la 32-33 a început să joace cu adevărat, pe la Vaslui, da. da. Cam târziu, dar orice că a impresionat pe toată lumea cât a jucat la FCSB. Deci nu prea se văd surprize așa nici în play-off, nici în play e călduț totul. Poate Sunt la... Sunt curios de, de, de rapidul lui Dacă va prinde locul 7, da, va fi da. prima în play-off? Da, prima, play în play-out. Play da. da. Cu Uta și cu Botoșan nu să fie destul de greu, cam astăzi cele mai bune din play-out. Mi se pare că Botoșanu e... Mi-mi place, mai bun. Mie mi place foarte mult Botoșanu și chiar mi-a părut rău că au căzut în play-out după meciul acela cu Fece Argeș. Uh, Marius Proiectorul chiar a făcut o echipă faină, la Botoșan, ofensivă, așa mm -hmm. cum îmi plac echipele mie de obicei, pentru că ne uităm la fotbal german și da. principiu deci vedem echipe ofensive. 4-4 în prima repriză de obicei. Botoșaniul care mi se pare că e dintre toate echipele din play-out singura care se poată să poată să califice în conferință, adică dintre Uta nu văd să oprească Craiova, nici pe nici Rapidul. Dar Rapidul are o șansă, de ce nu? În duelul cu Craiova. Vezi, sunt fluctuații la Craiova. cam, are 5 victorii la rând, apoi vin 2-3 frângeri sau egaluri, îl contestă fanii, apoi iar revine la victorii. E o echipă cam inconstantă Craiova. Ei mai au și uh, șansa de a de ajunge în Europa prin Cupa României. Da, acolo cred că sunt principalii favoriți. Nu prea au cu cine să da. se bată, dar e cam tern, așa nu prea așteptăm național. Uite, acum... și nu prea am vorbit de ei, dar e da. o echipă care ar putea să se bată și ei acolo la locul Cam șapte. Cam singur anul trecut din echipele de conferență care au, care au jucat la nivelul așteptărilor, că Spartac Târnava era o echipă cam de nivelul lor, poate puțin mai bună. nu, puțin mai bună, pentru că au, și au ajuns experiență. Au la penaltiuri da. și puteau să treacă. Frumos trec. proiectul de la Sfântul Gheorghe, cu acel stadion nou, care a fost inaugurat în toamna anului trecut, sau, da, atunci toamna anului trecut. O echipă interesantă, cu de pe bancă, un antrenor experimentat pentru Liga 1. Păcat că n-au ajuns în play-off. Nu știu, eu preferam Sepsi și Botoșani în loc de Arge și voluntari. Da, voluntariu care... Sau rapid, uite că aveam derbiuri. Da, rapidul a putea să... Dacă ținea ritmul de la început, dar cu subțirimea lotului și având, nu știu, patru... Poate și din cauza antrenorului Mihai Iosif. Eu spun că poate era o pălărie un pic prea mare. Adică entuziasmul primelor etape cu fanii când au venit, atunci a fost altceva, dar s-a văzut pe parcurs că nu are tocmai experiența necesară Iosif. Da, dar nu putea... adică Mie focus... mi s-a părut și Iosif un antrenor inimos care i-a tras așa mai mult prin discurs pe jucători, nu neapărat prin partea tactică. Îi promovase totuși, adică... Nu da, o performanță pentru el, sigur. Nu apăreau, nu erau... Adică... Și parcă l-aș fi ținut așa în conducerea clubului acolo o poziție pe Iosif, că e apropiat de jucător, știe lotul. Da. Cam asta cu Liga 1, săptămâna asta mai avem meciuri, după aia o să fie naționale, avem un amical cu Grecia. Stadionul din Ghencea. Pe care a renovat cel nou, Ghencea cel nou. Da, Ghencea cel nou. Uh, și apoi uh, partea finală de play-off și play-out uh, și ne, nu ne pregătim de campionatul mondial, nu ne pregătim, că n-am luăm, luăm o pauză în vara asta, o lună, până că încep campionatele mai devreme. Poate de dacă cum... se joacă în noiembrie și decembrie. Vorbim acum de tenis. Vă reamintesc de freebet nostru de 25 de lei de la Betfair. Barcelona, Real Barcelona, scor corect. Sau bine, dăm tricou să-i dau invitatului să... Că a venit pe la noi, mulțumesc. Sabin, uitați-l la cameră acolo. Fără el nu s-ar fi putut face acest podcast. Daniel, ești membru al echipei Mersi, Beturi. Frumos. Se întâmplă în direct? Da, nu e nicio problemă. Se întâmplă și la case mai mari. So, sper că ne auzim. Totul bine. am dărmat microfonul. Trebuia după 44 episoade să întâmple și chestia asta, da. Uh, da, Tenis, Indian Wells Aseară n-am văzut meciul, dar m-am bucurat Pentru Monfils, care e unul dintre cei mai Spectaculoși jucători pe care i-am văzut De departe de Da. Și între cei mai ne ineficienți jucători Fără niciun Inconstant, i-am spus da, uh, Putea să câștigi și el măcar un Grand Slam Asta ar fi fost drăguț să aibă un Roland Garros Roland Garros, la asta mă gândeam și Pentru că acolo am văzut cele mai spectaculoase faze de-a lungul A prins anilor. o semifinală, parcă na, finale n-a jucat, jucat Nu a jucat nicio finală Asta a fost foarte bine. A prins sfert de finale. Uh, și este, bineînțeles, soțul uh, Elinei Zvitolina. Sau Elina Monfis, acum depinde. Pe Twitter e Elina Monfis. Și a trecut numele? De... Da, trecut? pe Twitter e Elina Monfis. Da, asta nu știam. Uh, uite, aflu chestii noi. Uh, a rămas Vitorina doar în circuit. A și spus că în circuit vrea să rămână Elina Zvitolina, iar în viața privată Elina Monfis. N-a vrut să dacă o fi ca la noi cu actele, să fie complicat, nu, să nu, nu, permisul, am spus schimb... pentru, din respect pentru părinții ei, că așa și-a început cariera, cu, ca Elina Zvitorina și vrea să-și încheie cu același nume. foarte, nici, nici ea încă n-a ajuns la niciun Grand Slam. Mi-a Mi plăcut Zvitorina și de-aia știu atâtea despre... <laughs> a, da. Ea încă ar avea șanse să câștige un Grand Slam, e născută în 94, are vreo 28 de ani, deci... Am crezut mulți ani, pentru că nu cred. E aici este un mai ales după ce s-a căsătorit, nu, 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 mai văd să... Și mai e și situația acum din Ucraina, din păcate. Eu, iarăși eu aici este un fan club Garbinie Mugurusa, deci aici... Și am, am, am podcastul ăsta m-a făcut să... M-am bucurat odată la turneul campioanelor, dar cam atât. Bine, și grănațelemurile anterioare. Dar revenind la Indian Wells, la masculin, Nadal are cale liberă mâine seară, Miercuri seara noi filmăm, marți joacă cu Reli Opel ca un jucător de 2 Un jucător înalt, foarte înalt, cu un serviciu foarte bun. Nadal, să spunem că a ajuns la 400 de victorii în competițiile Masters, ETP 1000. Uh -huh. Este primul jucător din istorie care reușește performanța asta. Și mă mândresc cu chestia asta că fan, singură, sunt probabil, fan că, Nadal. Că, nu cred că se mai înalt jucător ca Nadal, Djokovic și Federer? Probabil că nu, la nivelul ăsta nu, dar să știi că puștul Alcaraz are, are potențial de a câștiga multe slemuri. Asta am zis și eu de Dominic Tim, dar... Și sunt pe aceeași parte de tablou Nadal cu Alcaraz. Da, puteam vedea o finală Medvedev-Nadal la Indian Wells. Am avut la Acapulco recent și a câștigat Nadal. Bine, acolo... Și la Australia, de desigur la Acapulco. Cred că Medvedev vrea să ia revanșa la Indian Wells, mai degrabă al 5-lea Grand Slam al anului. Acapulco e cumva terenul lui Nadal. Zverev mai e în turneu? Sau suspendat pentru gestul ăla de la Acapulco? Momentan sunt cam multe contradicții cu Zverev și după gestul acela și mulți jucători au comentat pe, pe partea asta. Djokovic nu, a, nu participă, dar o să revină pe locul întâi, mai întâi și bani. Da, revine după, Contra performanța lui Medvedev, pe ce l-a bătut Monfis. Deci cine ar putea să-l bată pe Nadal la... afară, mă rog, nu mă refer, poate Opel dar doar dacă intră tot, tot, toate serviciile? Cred că Alcaraz. Alcaraz? Da. E cam... Dacă prinde o zi foarte bună, eu zic că Alcaraz îl poate bate și pe Djokovic. ți pas mai e? A, da. -a, bătut a, nu, l-a pierdut, a, 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 pierdut, Brobschi, a pierdut. Brobschi, Brobschi, da. da. Deci cam... Sunt foarte mulți jucători apăruți acum recent în circuitul ATP. Da, e e discutabil, iar la, la feminin, duelul ăsta român, românesc nu, probabil o să, nu o să iasă așa, dar eu cred că Simona Halep e genul de adversară care îi convine o jucătoare entuziasmată, o jucătoare uh, ușor emotivă și care uh, se enervează ușor, cum e Sorana Cârstea și că am văzut și la ultimul meci a avut niște ieșiri uh, necontrolate, e cam genul de adversară pe care Simona le cam mănâncă din palmă, care sunt ușor de demotivat după două, trei greșeli. E prima confruntare după 12 ani între Halep și Cârstea. Din 2010 nu s-au mai întâlnit, atunci de două ori au jucat. Cârstea are o victorie, Halep una, deci 1-1 meciuri directe. Să vedem ce o să fie. Eu cred că o văd pe Hale favorită că o să câștigem 3 seturi. Și la pariuri avea cam 1.30, Sorana 3 și ceva. Bună cota pentru Sorana. Ar merge un handicap ajustabil. Bine. Eu B aș pune scor corect mai degrabă. Scor corect da. la, la seturi? Aseturi. 2-1 da. pentru Hale? Pentru Hale. Păi asta ar mai echilibra puțin cotele la, la scor corect. Crezi, eu m-am întrebat oamenii, și pe Pompiliu l-am întrebat, și pe Andrei Preotul l-am întrebat, crezi că Halep, mai, cariera asta, mai are șansă să mai câștige un turneu de Grand Slam? Poate Roland Garros, poate US Open ca să aibă trei... Aș vrea să câștige Australian Open, pentru că a fost cel mai aproape. La US Open, de obicei, se oprește în primele tururi, nu știu ce se întâmplă în acel turneu, poate că e și final de sezon și nu mai în formă, dar în Australia eu zic că ar putea să câștige la finalul carierei, măcar o dată. Roland Garros, nu știu ce să zic, destul de greu. Wimbledon, cred că în niciun caz. A, a, fost o performanță unică în 2019. Chiar că unică chiar trebuie să, chiar să apreciem chestia asta. Dar totuși mie mi se pare că cel mai da. meci al carierei foarte subiectiv, voi spune, l-a jucat la US Open cu Azarenca. Ala a fost meciul... Mi, mi se pare cu Serena Williams, finala de la Wimbledon să i dai două seturi așa. Eu rapid. mă referam să ai și un adversar care să spună probleme. Acolo a fost un meci pe munche de cuțit. Azi zice că un alt meci foarte bun că l-a făcut, a fost și cu Sharapova din 2014 de la Roland Garros, unde Bine, și cu Serena Williams la turneul campioanelor. Acolo iar iar mă întreb de ce a avut de ce a avut milă de Serena. Nu, de ce n-a bătut o pe Ana Ivanovici, Aia adică a permis Serenei să ajungă în finală și încă Serena era într-o formă în care putea să bată pe oricine într-o zi bună. E discutabil, oricum în VTA e clar un. Mă bucur că a venit Barty, dar Constanța, dar în general. Mă deranjează la Barty că participă foarte rar în turnee, adică câștigă câteva turnee, apoi dispare din circuit câteva luni, nu prea înțeleg de ce, adică pandemia cumva e aproape pe sfârșit în majoritatea țărilor, iar Osaka, spunea și tu de ea, cred că are foarte multe probleme psihice. E Am văzut documentarul cu ea despre Netflix, dar l-am văzut. Ai niște probleme emoționale și a povestit acolo o mare parte. Alte da. jucătoare, lidere ale generației actuale, nu știu cine. Sabalenka foarte inconstantă. Face niște meciuri excepționale, apoi pierde cu jucătoare mai slab clasate la zero, seturi la zero. Adică, așa, Krejcikova hmm. încă se menține după Roland Garros. Da, a... dar nu sunt. Mugurusa, mai mult pe Instagram să mai găsește cu un turneu și îl câștigă. Da, adică nu, nu avem o Uite, da, net contavate, mi se pare o jucătoare care ar putea ținti locul 1. Ar putea, da, uh, ar fi un Da și ea a fost eliminată la in Indian Wells. Asta. Uh, mai erau și Sofia Kenin și uh, oh, Sofia uh, Kenin am o părere așa puțin mai subiectivă, mi se pare o jucătoare care s-a remarcat într-un sezon pandemic, total atipic, a câștigat uh, uh, Australian uh, Open. Open, da, finala la Roland Garros a bătut Ozzie deci Vionte chiar următoarea pe care o pronunțam. Da, Vionte. Așa, da, Kenin chiar mi se pare o jucătoare pentru un singur sezon. Adică acum o să fie doar în recul. Deci mai era și Bianca Andrescu, adică la un moment dat... Din păcate cu accidentări. Leymar Ducanu care iarăși mi se pare o jucătoare din punctul meu de vedere, care a câștigat din întâmplare US Open. Poate că și Leila Fernandez la dar. Și Leila Fernandez, tot așa, tot așa o jucătoare care a pasager ajuns. Deci e o chestie constantă în circuitul VTA. Ai două săptămâni magice, hai să zicem una jumate când e un turneu mai mic, câștigi un, un turneu 1800, whatever, ceva, sau un Grand Slam, după care nu te mai cunoaște nimeni. Ne aduce aminte de, aceea, de Mare Dukanu, a avut 10 meciuri fără set pierdut la rând, cu 3 tururi de calificare și 7 meciuri, după care n-a mai văzut pe nimeni câteva săptămâni. Mm -hmm. și a fost și la Cluj, nici acolo n-a rupt norii. Da, e foarte inconstant VTOL-ul și de asta îmi pare rău mie că Simona Halep, care totuși a fost o jucătoare constantă în anii ăștia, n-a, luat mai mult de două Grand slam -uri. Putea să aibă și măcar vreo cinci. Realist vorbim, putea să aibă patru, cinci Grand slam Cred că trei sau patru. Mi se pare mai realist. Roland Garros în 2014 cu Sharapova unde... M a mai fost și finala cu Costa Acolo unde a O, o jucătoare pe care nu a deloc Penco din punctul de vedere al comportamentului că e așa da. o jucătoare fabuloasă în ce lovituri are ca să fiu uh, poate în circuitul masculin mai găsești lovituri la Ostapenko ca să fiu și uh, ca să spun că de ce nu mai câștigat Halep uh, Grand Slam uh, decizia ei de a-și lua un antrenor uh, fără CV și având... a știa cu Daniel Dobre cu da, da problema este că a câștigat o Imbredor da, acolo încă era încă exista acel uh, era încă era încă antrenori de dinainte uite, mi se pare Patrick Muratoglu un antrenor bun pentru Halep. Păi tocmai, a, l-a luat pe băiatul care se antrenează Patrick Muratoglu. Da, Asta da e ar trebui să luat... vină Patrick Muratoglu, nu intermediar. Da, și... nu, ca și cum vrei să intri la, să te duci la o facultate în America și nu faci cu profesor, faci cu asistentului. Nu știu, la a pe Beno ok, dar Beno Aper nu spune nimic nici în ATP, în, e top 40, e pe acolo. Cred că la nivelul la care e putea să țintească -ți pe un antrenor care să o ducă, poate să revină la Fisket, Fisket primul antrenor. Vin Fiset. Fiset, da. Da. Să revină la el, de exemplu. Nu știu dacă e disponibil. Nu e, dis e Cred că pe Sviontec, sper să nu mă așează. Dar antrenează o echipă, o jucătoare de top în momentul ăsta. Sau să fi încercat să regleze relația cu fostul antrenor, cu americanul care a lucrat înainte și nu știu, să-ți fie reușit să lucrezi, pentru că atunci a avut cel mai bun tenis al ei în perioada și cred că Daniel Dobre a beneficiat cumva de pe ce a obținut de la fostul antrenor Halep și a fost acolo, dar... Deren Cahill. Darren Cahill era, era, ideal, era un win-win da. și Halep ar mai fi luat două Grand Slam-uri, poate. Dar, nu poți să știi, circuitul WTA e destul de imprevizibil. Da, vorbim despre tenis cu pasiune și trebuie să vă reamintesc de freebetul free de la cele trei free de la Betfair, 25 de lei pentru scor corect Real Barcelona. Tu ce scor corect ai de la Real Barcelona? 2-2. 2-2. Eu aș zice 3-2, dar nu ziceți ca noi că dacă vreți să câștigați free bet -ul. Da. Uh, vorbim acum de fotbal european și începem cu cel mai tare campionat al Italia. Tot Viorel, fanul numărul 1. Azi cum... zice Premier League, dar... Sunt patru echipe care se bat la titlu, din punctul, din punctul ăsta de vedere am zis că e cel mai tare. Da. Deci și în Premier eu. League e... Și acolo e o luptă Sunt două echipe care se bat la primul loc, sunt trei echipe care se bat la locul patru și la retrogradare e... Și e acolo e interesant la retrogradare. Hai să vorbim de Italia. Hai să vorbim de da. Italia. Juventus încet, încet să strecoară și E acolo. Da, fenomenul Vlahovic, i spun eu, pentru că datorită lui Juventus cumva s-a ridicat. Pare liderul din ofensivă de care avea nevoie Juventus după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Uh, Morata în niciun caz nu e și cred că o să plece la vară. Uh, acum parcă și jucătorii sunt în chemarea lui Vlahovic, dacă pot să spun așa. Adică e un adevărat lider de pe teren și s-a văzut. Asta marchează. Cred că Juventus o să treacă și de la Real în Champions League. Eu cred că va termina în top 4, adică mai mult ca sigur. Atalanta, din păcate, pentru că joacă foarte, foarte spectaculos și îmi place, nu o să fie în Champions League la anul. În schimb, favorită la titlu o, o văd pe Milan. Sau va fi în Champions League dacă câștigă Juventus Champions League. Da, există posibilitatea deși pf, mă îndoiesc chiar da, așa. Da, nu e prea probabil. Da, eu, eu țineam cu Napoli, dar nu știu. Aș vedea Milan, pentru că Milan mi se pare cea mai constantă în rezultate. Chiar dacă mai apare așa un cu dineze. Dacă vorbeam acum pe o lună, am fi zis Inter. Dar șase Atunci vi da, aș fi zis șase inter. Vi meciuri, o singură victorie, cam rău se duc. Pare să că eliminarea din Champions League a afectat mai mult decât era cazul. Weekendul ăsta la Torino au obținut un punct în prelungiri. Napoli, când iar am luat, m luat ochii după ei, au început, au bătut la... Deci sunt genul de echipă care... Bă, lăsa, și au câștigat că... la, pe un terun foarte greu, la Hellas Verona. Da, nu mă așteptam, am avut o cotă de 2 și ceva și Osin am, evita, Han, am, evitat uh, meciul. Da, vede, Han, care vede. n am mai... în ultimele săptămâni a fost uh, slab de tot. Nu, dar Napoli are nevoie de un atacant precum Osimen, adică... Și nu prea poți face cu Insigne și, și Mertens. Da, da, Treabă. și Insinie cumva merita mai mult respect pentru ce a făcut pentru Napoli, nu modul cum a fost. Insinie pleacă la Toronto. Toronto da. pentru, pe un salariu. astronomic, pentru vârsta lui. Pentru vârsta lui și pentru, nu știu, pentru ce, ce poate să ofere. O să fie imagine, spectacol Atât, atât imagine, da, și, imagine și tricouri vândute, altceva. Clar. Un campion european. Da, în weekend avem în Italia un meci între foști doi antrenori care au câștigat campionatul în Anglia. Sari a luat campionatul cu Chelsea, parcă? Să zic o prostie. Sari e antrenorul Lazio, Mourinho e antrenorul Romei. Mourinho sigur a luat, dar sigur a luat cu Chelsea, Sari da. mi se pare că nu cred că a luat. Dar a avut Apăs. doi antrenori buni de Premier League la da. vremea lor. Cum Eu va... l-aș remarca pe Sari pentru perioada Napoli. Când s-a luptat cu Juventus, acolo mi s-a părut maximum pentru el. Acum la Lazio mi se pare că n-au cine știe ce cei de la Lazio. Cumva se bazează pe imobile. Și în pe... atac și pe Felipe Anderson. Cumva. Și mai e și lui Salberto. Zacani, din nou din puștiul când. care la fel s-a remarcat. Ștefan Radu mai joacă? Din când în când. Cu echipele mai mici, mai degrabă. El e jucătorul român. La Roma văd haos. Este haos. Dar... Este haos, așa, dar trăiesc prin Temi Abraham. Uite, un transfer bun făcut de Mourinho. Și Mictarian, care cât de cât trage echipa după uh, Și încă un jucător bun, Sergio Oliveira, venit de la Porto. Iar un transfer bun, mi se pare. Și nu știu dacă Zaniolo și-a revenit, e cam singurul jucător de acolo cu potențial de top class. Pelegrini deja mi se pare că a pierdut Nu, Pelegrini niște mi se pare în continuare un jucător bun. E bun, dar a pierdut trenul la care l-ar fi putut face jucători de, nu știu, de Manchester City, de Liverpool, de Juventus măcar. Dar meciul ăsta e genul de meci. GG3+. GG3+, n-ai nici... nu po să se întâmple orice, poți să fie 3-0, poți să fie 0-3, poți să fie 4-1. Marchează ambele, cred. Da? Da. Defensive slabe, de, și de o parte și de alta. Hai să vorbim puțin de Premier League. M-am bucurat aseară Palace, care pare cel mai mare dușman al City. Fabulos Patrick Vieira, ce face la Crystal Palace. N-a luat gol asta. 180 de minute cu City. Extraordinar. N-ai spune despre Patrick Vieira, care a 2. fost un flop mai spunem noi în lumea fotbalului, la Nis. Nice. Da, Dar știi cine, cine, cine era, pe cine, cine ar fi vrut să ia Crystal Palace dacă n-ar fi venit Vieira? Nu, nu știu. Pe Lucien Favre. A, nu, Cred că ar fi mers și Lucien Favre. Pentru locul 13, cred că da. Păi, ești antrenor de echipă mijlocie sau spre slab, așa. Eu cred că în Italia Crystal Palace a în primele șase. Nu, niciun caz. E echipă de loc locul 10-13 și în Anglia și în Italia. În Bundesliga cred că ar fi pe 7-8. în Bundesliga ar fi pe 4. Nu, no, nu cred. Nu cred. Poate după Bayern, Borussia și Leipzig. Adică... Leverkusen mi se pare peste. Are momente că... Poate, nu știu, Leverkusen e cea mai... Da, e destul de inconstant. Gladbach, cumată... și Gladbach mai ales, dar... Gladbach și... nu mai spun. Da, și cu Anglia... Deci, practic, dacă Liverpool câștigă cu Arsenal, Ceea ce cred că se va întâmpla... Uite și... ce mi se pare important, interesant, că avem Arsenal Liverpool într-o seară de miercuri cu Champions League și mi se pare mai interesant Arsenal Liverpool decât ce avem în Champions League. da, cumva la, la compara la... cumva la egalitate cu Manchester, cu Atletico. Păi e marți, Manchester. Și miercuri avem Juventus cu Villarreal și Lille Chelsea. A, mâine, da. Mâine, da, mâine, mâine da, noi mâine. că mâine. ne filmăm marți. Da, la da, la da, la da. La A, Lille, Chelsea și Villarreal cu Juventus, da. Mea. Eu aș opta pentru Arsenal Liverpool, totuși Categoric mi se pare și mai ales şi, la face Arsenal. formarea Arsenal chiar mici de văzut. Plus că, cred că aseară, pe Galola îi liniștește pe cei de la Liverpool că dacă nu pierdem la Arsenal, rămânem la lupta pentru titlu și ne ducem pe Etihad să dăm tot, tot ce avem. Mai ales că Liverpool acum cu transferul lui uh, a, Luis Diaz, Diaz columbianul, are 5 atacanți ataca pe 3 poziții și poate să joace oricare, dacă îl pui și pe Origi al șaselea, deci ai șase oameni pe trei poziții, mai ești pe la mijloc fundașii sunt beton, mai joacă și Nathaniel, Klein aseara a seara a fost senzațional cu, cu City la Palace, eu aș miza pe Liverpool la campionat. X203, a zice în meciul ăsta Arsenal Liverpool, așa am pronostic. X203 03 0 -3 gol. 3 goluri și 0-3 goluri. Cred că are Ar cam 2 și ceva. 2 și ceva. Pe Superbet am văzut. Deci 2 și ceva cotă. 2 și 10, cam așa. Cam pe la toți ai obține cota asta. Dacă Arsenal care are cam cu 2 sau 3 meci mai puțin decât Manchester și are 1 sau 2 puncte. 2 meciuri mai. Mare și derby-ul cu Tottenham. Foarte important. Pe lângă ăsta cu Liverpool. Deci își permite să piardă 2 meciuri să câștige restanța aia mai puțin grea și tot să fie în fața lui da. United. Plus care și un zvâc așa în momentul ăsta, o echipă care vine din spate, pare o echipă... Mulți puști talentați care, uite, o trimit probabil în Champions League de pe locul 4. După șase, 5 ani aproape și fără și scăpând de Aubameyang, care... De era când, un gimpe, era un gimpe. De când a venit, deci de când a venit la Dortmund, niciodată n-a fost mulțumit cu ce se întâmplă acolo a fost tot timpul la ținut și rezervă pe la cazet, care totuși un jucător mai serios un pic. Da, dar parcă și la cazet ajunge în ultima parte a carierii la Arsenal. Adică îl văd întorcându-se la Lyon. S-a și vorbit de aspectul ăsta. Iar și un transfer nereușit și sunt unele nereușite este PP, care mi se pare cel mai... Apropo de transferuri nereușite, PP este cel mai nereușit transfer, că au plătit da. o căruță de bani pe el. 80 de milioane de euro. Da. În schimb, da. pușteștea puștii Smith, Rowe, Martinelli... Sunt Saka, Odegaard, Odegaard. da, care sunt Real doriți... Saka dorit care zic eu că joacă cam puțin. pentru Ce da. arătat. Parcă începe să arate echipa ce făcea Wenger pe Gabriel ultimii Gabriel cu, cu, White, acolo în apărare. Portarul... Ramsdale. Care pus -o l-a pus pe Leno rezervă. Da, Ramsdale. A la Sheffield United. Da, erau glumele alea că retrogradează pe okay. Cum a început Arsenal, ai fi zis că... La o echipă care a început cu 0 puncte dar. în 3 etape și acum e pe locul 4, nu era deloc. Foarte la... bine Arteta să zi, nu mă așteptam. Am învățat ceva de la Pep. De la Pep da. da. a început și orice bine. E, și să te întreb cine crezi că e a treia care retrogradează. Eu am văzut acum că Burnley ar părea că se duce cu de Watford. Mi-ar putea să Everton. Mi-aș vrea Everton, da. Eu n-aș vrea Everton. Mi se pare o echipă prea de tradiție ca să o avem Da, în da, în da, și... poate ar și, -ar da și, și de tradiție, adică... Suporterii nu ar putea să înțeleagă cel mai slab management din Premier League din ultimii 25 de ani. Poate, poate, da. poate doar Sunderland să fie un management mai dezastruos. Da. Pe... Dacă n-ați văzut documentarul despre Sunderland, vi recomand, dar câți bani s-au investit în Everton, trebuia să fie măcar o echipă de locul 7-8, lejer, fără probleme. Acolo, mă refer dar, la bani, nu neapărat cum s-au cheltuit banii la. Da, Leeds Watford și Norwich cam așa. Norwich, da. uh, Brentford e salvată de Eriksen. Da, și de inimoșii și suporteri care sunt uh, mai mult sau mai puțin, dar mai degrabă Eriksen. la ce, și de Ivan Tony, adică și atacantul bine. care are vândut pe goluri, e un atacant Ai uh, un atacant în top 6 de în În V.P., mi se pare. Uh, parcă Espe da. Sper să nu înșel. Da, și cam asta cu, cu, Premier League, campionatul cel mai tare departe. Care crezi că e al doilea cel mai tare campionatul ăsta? Primera sau seria? Mai degrabă seria. Seria? Pentru mine. Dar la nivel de performanțe europene încă la primera rămâne, da. Da, clar. Trecem puțin și prin Bundesliga, nu o să ne certăm. Chiar dacă, da. Chiar dacă suntem rivale aici la masă. Da, Bayernul se duce spre al 10-lea titlu. Cred că nu știu, să vedem. Momentan depinde ce face Dortmund la Mainz. Pare genul de dar sezonul ăsta a fost la modul să apasă apasă butonul când s-a apropiat Borussia la 6 puncte. Nu știu, se duce relaxat la Bochum, se duce. A fost și o glumă că ca Bayern nu să atragă sub, uh, sponsorii în Bundesliga, a zis Uite, campionatul ăsta este super puternic. Dacă, uite, Bochum, locul 14, bate Bayern cu 4-2, ce vreau un campionat puternic așa ceva? Numai în Premier League, S-a vorbit și de play-off. Play da, mi se pare. Un... Cana a fost de acord cu, cu propunerea. Cana fiind la federație? Nu, fiind președintele lui Bayer. Păi și... CEO-ul, de fapt. Păi și ce play-off? Cu câte? Cu șase echipe? Sistemul ca la noi, da, probabil că șase echipe. Jumătățire de puncte, ca asta probabil... <laughs> Cu jumătății de, de puncte? Cred că ar fi interesant. În play-off în Bundesliga. Na, na, nu știu ce să zic. Ar fi ciudat, dar nu, nu cred că m-aș obișnui cu play -off. Că niciun campionat mare nu folosește sistemul de play -off. Poate uh, Belgia cam e Dar nu e atât de care... mare. Da. Nu știu, Scoția, dar iarăși. Mm. Nu e nu mai slab decât Belgia. Da, singura șansă a Borussia este să câștige restanța cu Mainz și să, să nu se ducă la tăiere pe Alianța Arena, să joace curajos. Probabil acolo se va deși de titlu, adică în funcție să și de... Joacă, adică ei 4-0, dar măcar te duci să joci cum s-a dus Thomas Tuchel O să Tuchel, fie, Cupa o să fie 2017. meci echilibrat, o să vezi. Că exact. și ultimul meci cu Flick atunci a fost 3-2 de la 0-2, a venit Bayern. Dacă ar fi să... Ar trebui să joace Holland neapărat și oricum, la Borussia ar trebui în sezonul ăsta, în vară, să se scape de niște jucători, începând cu Emre care mi se pare că... Mi se pare că și Hummel s ar trebui să plece de -oada. Da, mă adică și Zagadu. Zaga Zagadu și... da, în defini... Bine, vine Ziule acum la, la Dar nici Mală nu mă impresiona momentan. Eu aș construi echipa în jurul lui Brand, care pare că genul de jucător care ar vrea să rămână. Și Bellingham, care ar... da, Bellingham mai dou două, două trei sezoane, poate îl mai ținem. Și cam așa, cam asta e cu... cu... La Bayern o să fie o, o vară mai agitată, pentru că e posibil să plece Lewandowski. Unde să pleci? Oriunde. De ce ar pleca? Oriunde, pentru e... că el intră în ultimul an de contract și acum se vrea negocierea. Deci în momentul de față vor negocierea, însă el cere 25 de milioane pe an, sau peste 25. și Clubul nu ar vrea să-i dea atâta. Pentru că are 34 de ani, e lung. Și, și cât are acum? Cât, ce, câți bani? eu. acum undeva la 20-21, cam așa. Dar nu înțeleg de ce, adică, chiar nu înțeleg, oamenii ăștia nu cred că verifică ziua de salariu, ar și să, a, mi-a intrat, să, sa, sună Sanepe, bă, leva. Să că știi ai... că au fost probleme, că uite și Gnabry intră în ultimul an de contract, vrea mai mulți bani, clubul nu vrea să-i ofere pentru că a fost pandemie și nu au, mai există pierde, fonduri. Da. da sunt pierderi, au prelungit chimii, Goresca, care sunt mai importanți decât Gnabrii. O să vină vremuri grele și s-ar putea să devină și Bayern un... Club care să vândă tineri pe viitor. Adică să cumpere tineri și să-i să vândă pe sume mari. Pe Borussia modelul Borussia Și, Borussia, Durm, și da. Borussia Porto, stilul ăsta Da, are. stilul ăsta, da. S-a vorbit kicker a în zvonul ăsta. Dar totuși la Bayern vin bani mulți încă, nu? Față de alte echipe din Germania, ei au sponsor serioși, nu? nu da, care. probabil că vânzarea biletelor, uite, a contat partea asta cu pandemia. Că în Germania au fost cele mai dure restricții, să fim sinceri acum nici acum nu, nu, mi se pare că nu e la 100% capacitate cam asta cu fotbalul european hai să dăm și noi cine câștigă Champions League ca să avem și noi o chestie mai strălucitoare Liverpool Liverpool eu o să fiu o să pe opinia nepopulară așa să zic City în sfârșit ca să nu mai mă să mai... ar merita Pep Guardiola sincer pentru că a fost și la Bayern la preces pe Pep bine echip câți bani a cheltuit la City, câștigam Trebuie și Trebuie să ce? câștige. Până, și... până pleacă, cred că o să câștige o singură dată. Dar nu înțeleg de ce îl țin în continuare, pentru că probabil e un model de business pe care funcționează și cred că... Câștigarea campionatului contează și asta, pentru că vin foarte mulți bani. Da, El cumva că... a distrus Premier League, dacă te gândești așa. adică. Totuși Liverpool cu un buget poate la Da, Liverpool, zis... alte... eu mai degrabă aș zice Klopp. Klopp, da. Klopp și... a dus Liverpool la aproape de City. O să, fie, o să, fie, destul de rău pentru Liverpool după ce pleacă Klopp. A zis că mai stă vreo 2 ani și, da, și pleacă. Și probabil vine Gerard. Da, nu știu, trebuie să, trebuie să arate ceva în aceștia 2 ani cât stă la Aston Villa. S-ar putea să avem o finală din nou Liverpool City. Ar fi interesant. A mai, finală, a mai fost o finală City? Nu, n-a fost. City-Liverpool nu. E, da. A fost City Chelsea. City Chelsea, Liverpool, Tottenham. Da, uite, Uite, Bayern, de exemplu, depinde cu cine pică în fel. Dacă pică cu Ajax, Juventus sau Real, eu zic că s-ar putea să treacă, dar dacă pică cu Liverpool sau cu City, cred că drumul e să o oprește. Și cu Realul, mi se pare că e cam 50. E 50-50. Acolo am zis că sunt șanse mai mari față de Liverpool și City. Chelsea pare de dorit de toată lumea acum. N-aș zice, chiar e un adversar incomod, probabil o să joace. Mă refer la problemele bine, din clubul în momentul da. ăsta și a fost o glumă simpatică a Tuchel că a zis că el conduce autobuzul dacă nu să ajungă la Lille. Bine, la Lille aveau deja transportul asigurat, Or să meargă la, la Boro, 400 de kilometri. În cupangli? Da, în cupangli. după ce se întorc din Franța. Da. Să fie să. interesant ce se întâmplă cu Chelsea în finalul ăsta de sezon. Da, e bine când se mai cu o echipă de-asta artificial construită, Totuși, nici eu -am, am o părere bună ca să M-am bucurat de. Eu nu eu nu sunt fan, Real, pentru că au fost momente când au fost ajutați de arbitrii, clar da, și clar, așa. Nu. Dar, totuși, Real are un ADN de echipă da, mare categori. și l-am văzut pe Benzema, care, sincer, merită mai multă apreciere de. Bine, și Chelsea are o istorie lungă, adică. Da, dar ce au făcut Abramovici din echipa asta? A, nu, corect, nu corect. Mai... E situație similară cu City, să zicem. Și noroc și singurul și norocul lui acolo uh, e al nivel. Da, mi se pare că PSG-ul e cel mai rău ce poți să veni că nu poți da. să existe ceva mai Și mă întreb, cum ar fi arătat PSG-ul dacă Ronaldo s-ar fi locul lui Messi la Mai bine. Mai bine, mai bine, un pic, bine dar nu, zice, dar mai nu bine. ar fi câștigat Champions League. Nu. Dar mai bine. Vă reamintesc din nou de fribetul nostru pentru Real Barça scor corect. Dați share, like și subscribe la canal pentru Video noi, ponturi și emisiuni Better Show. Și în secțiunea finală vom vorbi de ciclism și de proiectul tău Ciclism AZ, care are o pagină de Facebook și un, o pagină Una de, Instagram. de Instagram. Da, deci proiectul a început în 2018, 20, martie, anul acesta va face 4 ani. Uh -huh. Avem 3815 like-uri pe Facebook, pe Instagram pagine de un an și are undeva la 800, aproape 800 de like-uri. Organic? Organic, tot organic. Deci da. nu, nu s-a investit nimic în proiect. Este făcut în pasiune. Pasiunea de... s-a investit. Da, pasiunea s-a investit și timpul, <laughs> timpul. Că și asta da. costă. În principiu, eu mi-am propus ca în acest proiect să... Eu am lucrat și pe social media, la Eurosport, și cumva am adoptat stilul acela. Cumva programăm două postări pe pe zi, uh -huh. din ciclismul internațional, nu din cel românesc. Scriem de cele mai importante curse din lume și marile Giro. Le vedeți, Franție. aveți ce să vedeți afară de Eurosport mai, mai dacă nu sunt transmise de Eurosport. Nu, Eurosport, Eurosport, Eurosport Player, avem avem S -s. contul redacției, ca să zicem așa, de Player și urmărim acolo dacă nu. Uh -huh. Suntem parteneri cu Turul Sibiului, care e cea mai importantă competiție de departe de la noi și probabil că ai auzit și tu de Turul Sibiului, dar suntem parteneri media, deci apărăm pe posterul acela, suntem menționați de fiecare dată când se Avem prezente. un anunț de la colegii de la site. Da. Nu, ceea ce mi-a făcut plăcere. Mai suntem... există vreo publicație de ciclism da, în Da, mai există, mai există. Ciclism.ro sunt, să zicem, rivalii noștri. A, vezi, deci există două. Mi se pare fabulos că doar există două. Două, dar e Doar E bine două. că există două. Adică vă Ei sunt mai vechi. Sunt din 2011. nu sunt ceva mai noi. Dar voi acoperiți tot spectrul de la... Noi la... acoperim și mountain bike și ciclism pe verodonă, dar mai puțin. Mountain bike în special cicliștii români, pentru că avem pe Vlad Dascălu, care e de departe cel mai bun pe... Participă la concursuri internaționale. Uh -huh. A terminat pe locul 6 sau 7 la Olimpiadă. Foarte da. bine uh -huh. pentru așa. E pe doar grosul, avem cel mai bun ciclist pe șosea. Din punctul meu de vedere, proiectul merge în direcția potrivită și cred că o să mai creștem. Am, ai ținut și tu de cursele recente... Când mă uitam la ciclism acum mulți ani, aveam și eu o dorință. Băi, când o să avem și noi un ciclist român într-o echipă în turul Franței, la care să-i țină trena liderului echipei. Uite că l-avem pe Eduard Grosu acum, l a dus la Androni Catolis, echipă invitată în turul Italiei deja. Sau Italia. Da. Și s-ar putea să fie Grosu acolo. E în, e în echip, echipa principală? sau? Da, echipa e... principală, da. da. Grosu are șanse mari să fie selectat în Giro. Acum va participa Milano Saremo, care e primul monument al sezonului din cele cinci, care sunt într-un an. recent am avut Paris, Nisa și Tireno Adriatico, dominate de doi sloveni, Tadei Pogacar și Primoș Roglic. Pogacar a câștigat de două ori turul Franței. Uh, și favorizat pariurile în trecut. Uh, cred că anul stau să aibă undeva la 1.40 cu 1.30 pentru că a început sezonul așa, a câștigat turul UAE. El este la echipa UAE Team. Uh -huh. Și sponsor având sponsorizează cursa turul UAE. Ceară s-a dus în acea cursă, a câștigat o pentru al doilea an la rând. S-a dus în strade Bianche, e o cursă unde sunt drumuri de țară, neasfaltate. Deci ca să-ți dai seama, e foarte spectaculos. Am putea să faci și noi curse de astea în România, lege, da. în județul Buzău, în, oriunde, în oriunde. și pe șoselele principale. A câștigat după un atac cu 50 de kilometri. Deci... Oh. Ceva monstruos, nu, 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 nu mai vezi așa ceva de obicei în zilele noastre și acum a câștigat și terenul Adriatic în Italia, deci omul e pe val uh -huh. și e mare favorit la turul Franței. Paris Nisa, primul joc a fost ajutat de Vud Van Art să câștige competiția asta, în ultima etapă, Vac la case și uh -huh. Van Art l-a ajutat. Cam astea sunt competiții. Urmează Milano Sanremo unde l avem pe Grosu. O să participe și Edigor. Cât are Grosu? Undeva la 27-28. Deci are e, e, vârstă bună pentru... Aproape că... de 30, nu sunt sigur. Deci ar fi acolo. primul rutier român din... A fost, a mai fost o dată în Turul Italia, am fost în 2016 sau 2017, sau ce nu mai țin minte exact, la Nipo Fiantini. Fantini, deci mm. la echipă italiană. Deci a participat la în Turul Franței, n-am avut... Italien, nu, în Turul Italia, nu, Turul Franței, am avut niște români, dar în anii 67 sau chiar 50. Da, merită atenție ciclistul ăsta, poate mai multă mediatizare... Este mediatizat, am văzut la TVR. A da, este un băiat pasionat acolo care face interviuri cu cicliștii români. Simion Dan, dacă ne urmărește, îl salut. Cam asta a fost podcastul nostru Betru Show 44. Mulțumesc Daniel pentru prezență. Merci, mai și eu, mai există și alte sporturi în afară de fotbal și să ne bucurăm și de ele și de sport și nu uitați de, să dați share, like și subscribe canalul nostru Sport în toate.